Salutare lume și bine v-am la un nou episod din Scrum Mechanic Survivor Suntem aici pe ma mapa noastră de single player, multiplayer, cum vreți voi să-i spuneți uh, Suntem imediat după live-ul pe care l-am făcut ieri, luni, cum vedeți voi clipul live-ul l-am făcut ieri Am făcut un live mai matinal și am făcut noi ceva upgrade-uri, după cum vedeți, vedeți voi acolo am uh, făcut noi rost de mai multe materiale și vă explic imediat despre ce e vorba iar dacă ne ducem aici în spate, a aranjat fratele Lime frumos ce alea, ale aici avem refine botul ăsta aici frumos l-a fost conectat ca după ce se ducă totul să intre în chest și se ducă frumos bom bom până prin partea asta aici avem craft botul care a fost făcut level 5 și avem din ce în ce mai multe materiale avem foarte multe companii închituri avem foarte mult scrap avem roze, avem pistoane de level 5 avem tot, uite asta e aici un intrus avem și foarte mult coton de ce avem mult coton și la ce o să ne trebească? Păi am făcut eu între timp am făcut uh, uitați am făcut uh, dress botul și uh, mi-a sugerat lumea băi papica în felul următor deoarece hainele sunt foarte multe și se găsesc foarte foarte greu uh, dar pentru episodul asta am făcut eu rost cu o schemă de aceste lucruri fiindcă am vrut să fie ceva frumos, deschidem 5 rare și mă gândesc că asta e epic sau cum naiba se numește asta uh, epic, da, deci avem 5 uh, da, chestii de, de, de deschis, am vreți, rămân fără voce <laughs> deci avem așa 5 uh, de astea epice sau rare, nu, astea sunt rare de fapt, astea de culoare asta, astea aurii sunt epice și astea sunt common, adică cele care le găsim random și am zis să fac episodul ăsta, un unboxing frumos pentru voi Fiindcă am strâns la live-ul trecut, am strâns peste 300 de like-uri și vă mulțumesc foarte, foarte mult Nu uitați să apăsați și la acest clip, hai să strângem peste 200 de like-uri dacă mai vreți episoade cu... Uh, Sfânta Mechanic Survival Apropo, avem aici și mașina, am pus-o la expoziție până mai mărim noi baza, oricum o să vrem să mărim, să extindem. Între timp vreau să mai fac și niște mașinării, așa cum hai să trecem noi la treabă. Avem aici pe Gina uh, Puiute, nu știu ce nume, hai să-i punem un butel, un uh, nume la Dressbot. Uh, și avem și aici am făcut și bucătarul, deci ne putem face și de mâncare, avem ceva burgeri, ia uitați aici, în uh, care ce sera, na, avem așa burgerul ăsta și-l avem și pe ăsta mare rău de tot. Uh, fiindcă am explorat noi warehouse-ul De sus până jos uh, De jos, pardon, de jos până sus uh, L-am terminat pe tot până la ultimul nivel Și uh, Am avut nevoie de un Am avut nevoie de niște sandwich-uri astea În caz că murea unui noi Să ne dăm revive atunci pe la ultimile etaje Hai să-l punem înapoi acum uh, Acum hai să începem Noi începem cu ăsta Prima și prima oară O punem noi aici Hai să ia eu din este ăsta care era. Aici să luăm noi cotonul. Lua mai mult coton la noi și hai să-l punem la făcut. Chiar sunt curios ce va pica de aici. Între timp uh, am adus și barca aici. Uh, hai să o luăm noi pe creek. De fapt, dacă tai o asta ca să pot să trec, ar fi bine. Uh, din păcate nu, nu merge să tai cu spatele. O ține doar în față. Uh, asta este un fel de. Prototip de o canată, nu va rămâne așa uh, un fel de șalupă uh, Cam așa arată, nu știu Zic eu că de început așa E decentă, e făcută de către Lime Făcută cu un bearing acolo frumos și, și de trastere, hai să o parcăm Noi acum direct cu fața aici După aceea dacă o mutăm noi O uh, mutăm Frumos cu, cu cricul, Așa, cam aici o să stea Bărcuța de canată, nu știu Pe viitor dacă aveți ceva Planuri sau idei V-ați vrea voi să arate o bază pe apă Nu știu, nu uitați să lăsați acolo jos în comentarii Hai să vedem Ce ne-a picat Sunteți pregătiți? 3 2 1 Și Ooo, oh, frumos mănuși, mănuși, mănuși Ia Așa să-l punem pe să între timp la făcut Ia să vedem Deci eu nu aveam mănuși în mâini Nu știu ce mănuși aveam de obicei Aveam gloves L-aveam pasea Urâte Acum avem unele mai scurte, a? Altă treabă parc arca altă treabă și mi am picat mie pe live Mi-a picat backpack-ul ăsta care e destul de fain Uitați aici, Uitați uh, așa cât de fain e backpack-ul ăsta E un fel de căricior, dacă puteți să-i spunem așa Căricior, nu căricior uh, Frumos Pe spate, chiar, chiar arată fain și șapa pe care avem pe, uh, care avem în cap Și mai avem noi o cămașă Care tot la fel ne-a picat pe live Opa, l-a făcut-o Hai uh, okay, că imediat ne uităm mi-a picat și șapca asta care la fel de faină și mi-a picat la fel. Mi-a picat cămașa și tricoul ăsta. <laughs> care sunt faine. Acum hai să vedem cine ne pică nouă din uh, sandbox. O, box. sunt mai faine. Ia, yeah. gloves. Mamă, cât de faine sunt astea, dar sunt prea mari. Nu știu, canată, pentru că o să astea merg mai mult chestia astea mai micuțe. <laughs> nu sunt chiar așa mari. Acum hai să punem ultima de la Common. Facem așa, îi dăm iar a pus asta la treabă, 26 de secunde. Nu știu dacă mai am altceva pe aici. Vreau să-mi pice și ceva pantaloni aș vrea. Și... Aș vrea, este o chestie. Nu știu, cred că la... Cred că aici la cu tricouri, stai că mi-e foame. La cu tricouri, hai să mâncăm noi un sandwich așa. Tot avem noi ceva sandvișuri. vedem. E prima oara că mă să am full tot. Da, unde și apă și hangar, ca lumea. Um. Are lime ceva gen omitrix oh, cu un la mână, e super, super tare. Hai să vedem. Unbox. O, oh, ne-a picat și așa noi. Hai să vedem. Ia, mă, Că -i aveam doar pe eu. Oh, avem și o, și -o noi. O, oh, uite la gâta, gata. Acum, hai să începem noi cu cele... cele rare. La asta să ne ceară 90, 10 mamă. Asta îmi din ce în ce mai mult coton. Sper că mi ajunge tot asta. A, bun. După ce terminăm cu asta, o să mergem noi frumos și, și la fermă, deoarece avem ceva nou făcut la fermă, ceva n-am mai văzut la nimeni până acum. A, Am făcut pe live, l-am făcut cu lime. A, și e o idee chiar care funcționează și destul de OP, Adică, poți să spamezi... În primul, în primul rând, foarte mult scrap ram uh, metal, o să foarte mult și pur și simplu nu distruge fermă, nu nimic, oricât de mult roboți ar fi. Hai să dăm unbox! Mamă, cât de tare și asta se potrivește cu mănușile, nu te cred, hai să luăm întâi. Mai luăm o de asta, o punem între timp la făcut. Dăm make și hai să vedem. Torso. Ui, o, ești cât de tare vine! N-ai cum! Mamă, cât de tare! Uh. Trebuie eu să dacă îmi dai și niște pantaloni ceva, ar fi bombă. Mamă, ia. Și dacă mă duc aici la gloves și cu și la astea astea, merge și cu asta, dar parcă mai mult îmi plac mănușile astea, mă. Nu știu, chiar, chiar îmi plac astea mult mai mult. Încă sunt așa mincuțe, parcă sunt motociclist sau ceva. Hai să vedem ce ne pică din asta. Și unbox. Oh, da. Ăștia, da. Astia da. O uite mă, ce pantaloni am pe mine. Motociclist mă fac. Și cu asta, cu vestă, cu tot. Și cu mănușile astea. Motociclist. Hai să începem acum din stânga. Vreau să le iau pe ăsta. make. Încă pe o să le iau după facem ala, bala, porto, Nu. Ala, bala, porto, ca, nu. A la, bala, porto, ca la. O să luăm pe asta după. Uite ce ideal al meu aici. Sunt cruz. Vreau să-mi pice... Nu știu, un tricou ceva care nu l-am mai văzut. De exemplu, ghiozdanul asta nu l-am mai văzut, chiar e fain, nici ai dat și aia, care e pe alb așa, un fel de crem alb. Și, nu știu, o șapcă ar mai merge, la ceva tricou, Sau la fel, sau niște nu și aș vrea niște blugi, picase lui mare lui Trex, picase niște blugi super fain. Opa, stai că e gata. Hai să vedem, unbox. Mamă, cât de tare e ăsta. Torso, torso. Ioi, deci, mai calmea pe albastru, frate. Uite ce calmea vine. Dacă când dai eu, stai așa. Dacă când dau, aveam aici la backpack, cred? Nu. Nu, a, nu poți da backpack-ul de tot jos. Vreau să văd cum vine aici, în spate. Vă că... A, de la gen vine backpack-ul prins, am înțeles. Calmea calmea ai hai să-l punem păsa înapoi. dacă acum hai să-l luăm să-l punem la făcut. Bun, Ai între timp mai diversificăm, să mergem uh, și la, la fermă, mai facem mai încolo și un pic unboxing. Avem aici un circuit, cam așa arată baza deocamdată. Uh, bai, e ceva, e că, Asta de-abia început, să spunem. Mai avem de lucrat la ea, trebuie să o mărim. Uh, la urmă o să facem un cerc mai mare, o să extindem uh, uh, pe mai multe arii, unde o să vină un garaj ceva. După aceea o să vreau să fac, e aici un copac destul de mare o să vreau să facem și o casă în copac. Deci, uh, oricum, episodul ăsta e mai mult de prezentare, ce am mai făcut noi pe live-ul de astăzi. Hai să vedem că s-a deschis asta între timp. Și dăm unbox. O, oh, o, oh, ce ziceam? Ca voi am niște pantaloni noi, nu? Hai da că mi s-a buguit asta. Bun. Hai să dăm noi aici. E, altă treabă, suntem și care, o să ia. <laughs> Cât de tari sunt. Hai să mergem noi. Uh, să pun eu pun și pe la altul a făcut de lângă la mine. Le punem aici frumos dăm make. Între timp mă duc hai pe la fermă. Până la oricum se face foarte repede, dar hai să mergem pe la fermă, luăm mașinița noastră. Ca de toate zile să mergem pe la fermă să vă arăt exact ce a mai schimbat pe acolo. Am făcut a făcut de fapt laimu, ul a făcut un fel de camion pentru arată chestii, dar uh, nu-i pe placul meu, așa că eu o să fac eu unul personal. Cam așa arată camionul Lime. Dar e ok, e fine, Poți să care am de chestii, n-are remorca încă, vrea să-și facă și remorca De fapt, mai că vrea să-i fac eu, o să-i fac eu remorca, dar uh, între timp, uh, pe alte episoade vom face și noi un camion de genul. Uitați aici cum vine toată chestia asta. Deci avem așa, sau blade fiindcă uh, la ce ne asta? De exemplu, cum se spawnează boții, când vin pe aici, nu mai dau un peretele asta încă se sperie de Soulblade-uri automat ei vin aici Și venind ei aici Eu am chestia asta Pe 2 Pe butonul 2 avem poarta Pe care noi intrăm aici Frumos băgăm camion o mașină o ceva Și când vin băieții aici în zonă Hăt I-a înturtit după 12 noaptea oricum vom planta și noi niște chestii ca să facem și testul. Iar aici avem uh, foarte multe materiale pe care o să le folosim. Deci, na. Hai să vedem unde am sa mașina. Uite, pe zona asta. Hai să vedem uh, ce am făcut noi la... Ce a picat la acel unboxing. Chiar sunt curăț, poate. Îmi pic și mie. Vreau neapărat. Îmi ne pice chestia aia cu ceasul ăla la mână. La asta n-am niciun ceas, nu? Nu. Sau nu știu dacă mă nusi Nu se vede ce, despre ce e vorba, dar un fel de omitrix, ca și Cea genul arată, oricum arată super tare. hai să intrăm noi cu mașinița pe aici. Opa, o lăsăm noi mașina așa frumos. Hai să vedem ce ne-a picat. Îi dăm unbox. O, oh, pantalon scurți. Există, mă? Nici nu cred că există pantalon scurți. Oia. Oh, ia. O, oh, legs. O, oh, ce tare. Ce tare sunt. Super tare. Hai să începem acum. O, pe asta din mijloc. O, asta din mijloc. asta ne trebuie, mamă, mai mult Sunt curioasă dacă mai am coton pe aici, dacă nu va trebui să ma duc la... Sunt toate de coton De noi avem A, uite, mai avem aici Mai avem -o. Avem pentru toate Perfect La fix ne ajunge Mamă, sunt curios din astea E pentru prima oară când deschid un dăsta de uriu Epic, practic Deci Chiar sunt curios uh, Cum uh, Cum uh, Ce o să ne pici așa, epic Fiindcă, la urmă, sunt ceva foarte Mai rar ca rarul ăla ceva extrem de rar Mă gândesc Hai să vedem Și Mm. Mm. Nu e cine știe ce. Aș la ceva mai mult, sincer. Uh. Legs, uite aici. Mm. Wow, loc arată. Pai. Așa la pe Google. <laughs> Asta când vrei să te pui pentru fermă, cum mă pun acolo la fermă eu. O frumos în salopeta alea, alea. Ne luăm mănușile de grădinărit. Avem și aici mănuși, ia. Gloves. Le luăm noi pe astea, că na, sunt așa mai până în cot așa, asta pe o așa, ne luăm și așa la alții și începem cu grădinăritul. Acum hai să dăm unbox la cealaltă chestie. Și sunt cu spate. Ne pică până la urmă ce vrem, dacă nu, măcar să pice ceva frumos. Oricum, și asta, și s-a luat peta asta așa scurtă, să mete la picioare acolo, e faină. și cum ziceam, aici o să vreau să mă extind în partea asta, Uh, practic îmi pare să nu prea mare rost. Deci de aici să plecăm undeva așa, până aproape de malul ăla și să vină înapoi aici. Cam așa și acolo în partea asta să facem un fel de garaj service pentru mașini. Acolo să facem noi mașinile și toate alea. Opa, la fix am ajuns și... O, oh, cât de tare arată ăsta. asta Stai așa. Hai să vedem. Unde-i, acum asta jos, ne punem pantaloni ăștia Mamă cât de tare arată și cu mănușile astea Mamă cât de tare și cu șapca în cap băi chiar, chiar, e fain Cred că pentru asta ai făcut jocul ăsta pentru haine mai mult Hai să-i dăm noi make Iar în caz să nu știți aici cum se conectează astea sunt făcute de lime De exemplu un moment am primit un mesaj să dau telefonul pe mute eu primesc mesaje, bun uh, Raffinery botul este legat la cesturi Și automat când facem ce Se ce pe aici Trece frumos în cest Și se aranjează automat Și e mult mai simplu oricum pentru am câte da am și aici Hai să vedem Sunteți pregătiți? Mamă, n-ai cum Vin că e ghiozdan ăsta Mamă ce ghio... Dă-te de aici. Dă-te de aici, am străpitoare. Avei kit full <laughs> pentru, pentru fermă. <laughs> ai cum. Era clar că dacă puteai fi scoți la de acolo din spate. Hai să vedem următorul. Dăm aici make. Hai să te vedem. Fac asta și te vedem ce ne pică iar. Poate ceva și mai... Nu știu, nu mi-a picat, de exemplu, la am doar pălăria asta. <laughs> doar șapca asta o am. Și mă gândesc, poate ne-am pică și o pălărie ceva. Uite, de exemplu, asta două se combină foarte bine, pantalonii. Cred că dacă îi pun și șuții astea vine mai bine. Da, vine, vine mult mai ok, parcă cu ei, sau... Mm. Al, parcă să se modelează mai ușor. <laughs> uh, îi lasam lăsăm pe de contat, sau poate pică de ce nu niște adidași, mult mai fain. Uh, chiar e ca, nu știu dacă la asta am ceva ceast. Și asta se văd, dacă dau așa, am ceva ceast la mână, nu, n-am. Mă că poate am și un ceas. Hai să box da, na, eu, asta sunt un fel de cizme De ce am zis, aia mi-a picat Băi, ne-am picat și cizme, mă, nu cred Uitați că avem cizme N-ai cum, hai să luăm și pe ultima Asta trebuie să fie ceva super bombă Hai Fie bombă, de tot Hai Să prindem-o cu ceva super tare Vreau, nu știu ceva, nu mai văzut până acum Ceva, poate dacă e aia cu ceasul, nu mă suport dacă a mai fost văzut, dar Ar fi bine să pice aia Hai să vedem. Și... 9 secunde, 8, hai mă. Hai, chiar, chiar sunt curios ce... Ne pică. De, zic că o pică, o să pice ceva, nu știu. Super tare. Mam. Um, unbox. Oh, e masca aia bomba, rău de tot care are lime-ul. Lime dacă vezi clipul ăsta, vezi că nu e singura acum care are masca, dar să uitați-vă aia. A? Ah, Uitați-vă la ea cum are ca cu asta, parcă sunt deja cu coronavirus. Tratare masca sa și cu backpack-ul ăla e chiar nu, chiar, chiar și-a meritat. Și-a meritat totul. Acum hai să mergem noi uh, la fermă ca să plantăm. Băi, o să iau eu ce sau cel mai probabil. Fiindcă, opa, ups, să iau, oricum o să o punem noi înapoi. Luăm chestul, mergem frumos la fermă ca să plantăm acolo ce avem de făcut. Uh, și, și să vă arăt cum funcționează și ferma Cred uh, că nu voia să meargă mașini, nu? Facem frumos așa o oh, doia ce Hai să-i dăm frumos la fermă, plantăm noi și eu să vă arăt uh, exact cum funcționează totul uh, în rest, uh, chestia cu kenorul a rămas la fel doar Am făcut uh, pentru securitate mai mult, deoarece se spawnau foarte mult și asta e mult mai simplu prin, hai să băgăm noi mașina înăuntru, prin chestia asta cu tortitul, practic, <laughs> îi predăm viața pe secala la Cum o zicem mai așa, mai, mai pe românești, îi prăpădim, <laughs> lăsăm noi asta aici, acum hai să luăm noi Asta așa, o să-l pun eu undeva aici. Bun, hai să plantez eu, băi, o să plantez uh, niște ridichii. O să mai plantez eu și niște roșii. Hai să dau drumul la asta. Da, ferma știți cum funcționează? Sistemul pe care l-am făcut episodul trecut. E frumos așa, v Oprim noi asta și acum o să se ducă pistonul au să acționeze la senzor și automat nu va mai avea să pună apă. Bun, acum mai vreau eu să pun de aici, deoarece o să putem face mâncare, morcovi și roșii. Deci ridic morcovi și roșii, am mai luat aici niște ridichi luăm așa. Prima și prima oară o să începem cu aceste ridichii, frumos. o să luăm noi roșile, tot trei rânduri punem. pune acum morcovii. Acum, în orice moment, va trebui să apară moștri, adică nu? Da, rămâne autorizația, în 20 de minute vor apărea aia, dar... Stai așa, să pun aici, mai pun o rundă asta de roșii. Hai. Bun, morcovi, roșii și ridichi. Bun, hai că revenim când o să vină toți roboții. Hai că mai avem puțin am revenit după 20 de minute în care am așteptat. Uh, se ducă timpul ăsta. Între timp a început să crească și un cărică aici. Cred că e aproape gata. Cred că mai durează păzit. Mai avem un minut până vin băieții grei. Am adus eu camionul lime aici pentru... Uh, pentru lumină, deoarece se vedea foarte, foarte întunecat. Ia să vedem. Sunteți pregătiți ce spuneți. apasăm acolo butonul de like dacă vă place ideea. Uh. Fiindcă m-am tot gândit pe live-ul ăla, băi, cum să facem noi să fie mult mai eficientă ferma, că să o apărăm. Oricum, ferma se va mări, nu va rămâne doar cea de acolo. o face mai multe modele, una lângă alta, deoarece... sau am putea de pur și simplu să, să mărim ferma doar în părți și aia e, o lăsim atât de tot. Și din câte știu am înțeles la 50 mai mare ferma de 50 vine bossul, deci va trebui să avem grijă și la asta, să nu o facem chiar așa mare. Deoarece s-ar putea să ne cam cose se vă că vine cel mare. Nu e, nu robos, mari, ai aia medii care au, care dau damage destul de mult, dar totuși vine la mare, o la aruncă cu tot felul de chestii și s-ar putea să cam tot. Ai, că mai sunt câteva secunde, să vedeți voi, aici le activăm noi astea. Și vin băieți Văd alea, bun, vedeți? Nu se apropie, deci nu se apropie Vedeți se sperie și vine aici, da? Și bam Și bam Și bam Opa, ăla se pare că Se buguiți acolo, opa Ai și tu, ai cu tata Și unde e că nu e eficient asta Băi, deci mi se pare cea mai bună idee La momentul de față pe care am găsit-o Fără să te uiți la alții sau ceva Mi se pare cea mai bună idee din capul meu a fost Direct pe live Deci uh, zic că Ce notă merită așa după voi? Ce notă ar merita? Nu știu, eu zic că merge acolo de un 8 Deși se putea mai Merge, merge și de un 8, nu? Eu zic că merge Merită un 8 acolo uh, Fiindcă având blade-urile astea Ei se sperie Nu atacă peretele Și vin direct aici Ia Stai că eu dau la fraier. Și Automat fiind aici uh, peresește Buf, oricum Ăștia îi putem face și pe sensor, Dar mi să nu se buguiască sau ceva Hai că s-a făcut ferma asta aici Hai să o și culegem între timp. Acum, v-am în caz că vă place, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Eu am fost pe pic, o să lăsăm și episodul ăsta aici, o să mărim între timp pe viitor, o să mărim și ferma. Și nu uitați să apăsați acolo butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!